Săptămâna aceasta, cernăuțenii au fost chemați de repetate ori pe piața centrală să participe la greva de avertizare. Din spusele organizatorilor acestei acțiuni, un astfel de protest este o metodă absolut legală de presiune asupra puterii, chemând-o să soluționeze criza politică din țară. Cerințele protestatarilor constau în schimbarea definitivă a puterii pe verticală. Orașul Cernăuți s-a încadrat în acțiune de protest panucraineană. După cum au declarat activiștii, cerințele opoziției și a opiniei publice sunt unice. Coordonatorii Comitetului de Grevă afirmă că puterea refuză să îndeplinească cerințele protestatarilor. Demisia președintelui și Radei Supreme, alegeri anticipate, tragerea la răspundere a tuturor celor care au manifestat violență față de poporul ucrainean, îndeosebi a ministrului de interne Zaharchenko. Iată cerințele noastre. Dar sunt și cerințe cu caracter local. Demiterea guvernatorului Papiev și președintelui Consiliului Regional Găiniceru. Conducătorul Comitetului de Grevă Regional, Oleksii Kolomiec, i-a chemat pe toți cei care nu sunt diferenți de situația din țară la grevă. Participanții la grevă nu trebuie să lucreze timp de o oră. Cei care sunt liberi pot ieși în piață. Este o grevă de avertizare. Suntem gata să aderăm la greva panucraineană fără termen. Reprezentanții Comitetului de Grevă au refuzat să numească întreprinderile din Bucovina care au susținut greva de avertizare pentru a evita posibila presiune asupra lor din partea autorităților. La Cernăuți s-a aflat cunoscuta jurnalistă și activista publică Tatiana Ciornovol. Activista Euromaidanului, care a fost bătută cu cruzime pentru convingerile politice și activitatea personală, le-a povestit colegilor bucovineni despre ultimile detalii ale acestui caz, ce a dat asigurări că nu va ceda, ci va continua să lupte împotriva regimului lui Ianucovici. Împreună cu Ciornovol, la Cernăuți au sosit și coordonatorii Automaidanului din capitală. Sala pentru conferința de presă a fost arhiplină. Pe jurnaliști i-a interesat, în primul rând, personalitatea Tatianei Ciornovol, împotriva căreia a fost săvârșit un atentat atât de dur și a fost bătută cu cruzime în data de 25 decembrie. Potrivit spuselor Tatianei, ea suspectă și consideră ca fiind vinovată în aceste evenimente din acea zi echipa lui Ianucovici. Anume pe președintele Ianucovici îl numește Ciornovol vinovat în criza politică și escaladarea conflictului civic în Ucraina. S-a întâmplat așa că pentru prima dată, cu un an și jumătate în urmă, eu în public l-am numit pe Ianucovici dușman. Însă atunci nu bănuiam că în Ucraina va începe un adevărat război. În prezent are loc un adevărat război și noi ne pierdem prietenii. Potrivit activistii publice, ea în decursul anilor a luptat împotriva puterii care a dat ordin să fie distrusă fizic. În prezent, ea este gata să se sacrifice în lupta împotriva regimului și știe care sunt condițiile împrăștierii Maidanului. De fapt, împotriva cui s-a ridicat Maidanul? Împotriva mafiei din Donețk. Nu va fi mafia, Maidanul se va împrăștia. Să încercăm aceasta. Unul din coordonatorii Automaidanului din capitală le-a mulțumit tuturor pentru susținere. El afirmă că participanții la Automaidan sunt primii pe linia frontului, cu toate că mașinile lor sunt incendiate. Ei simt susținerea din partea oamenilor și își continuă misiunea. Le-am povestit la toți că acolo, pe Maidan, totul se bazează pe eroismul și sacrificiul de aici, din localitățile Ucrainei. Este important că în prezent sunt susținute chemările de a veni la Kiev, în susținerea Automaidanului din capitală, care, în realitate, se află pe linia întâi în centrul infernului. De asemenea, ne susțin Automaidanele din Ucraina de vest. La rândul său, participanții la Automaidanul din Cernăuți au declarat că acționează după metoda partizanilor. De aceea nu sunt anunțate acțiunile planificate din timp. În încheierea întâlnirii, Tatianei Ciornovol i s-a dăruit lucruri ocrotitoare bucovinene. Sectorul de dreapta din regiunea Cernăuți cere demisia șefului administrației regionale de stat, Mihailo Papiev. În același timp, activiștii au unele pretenții nu numai față de organele puterii, ci și față de opoziție și sunt nemulțumiți de pasivitatea ultimei.
Printre alte cerințe ale organizației nou create se numără tragerea la răspundere a colaboratorilor organelor de drept care au manifestat violență în timpul asediului edificiului Administrației Regionale de Stat și amnistia tuturor activiștilor Euromaidanului din Cernăuți. Sectorul de dreapta a numit două variante a desfășurării evenimentelor pentru conducătorul puterii executive din ținut, însă ei nu-l amenință cu nimic pe guvernator. Naşi vimoghi taki. Cerințele noastre sunt următoarele. Ori guvernatorul demisionează, ori părăsește rândurile Partidului Regiunilor. La ședința Consiliului Regional vom cere deputaților să abordeze problema neîncrederii lui Papiev, exprimată de opinia publică, și să voteze pentru ea. Mălovașnui afirmă că Papiev are la dispoziție o săptămână pentru a lua decizia necesară. În același timp, explicând că nu este împuternicit să facă declarații, activistul a refuzat să răspundă la întrebarea care vor fi consecințele pentru conducătorul Administrației Regionale de Stat Cernăuți dacă acesta nu va demisiona. Despre divergența esențială cu ideile partidelor de opoziție a comunicat conducătorul acestei organizații radicale din Bucovina, Volodymyr Reasov. El afirmă că activiștii mișcării sunt gata să recurgă la acțiuni mai hotărâte împotriva puterii. Numai cu susținerea poporului, a poporului ucrainean unit, îi vom chema pe oameni în stradă. În cazul ignorării cerinței opiniei publice de către putere, de către miliție care servește regimul, vom recurge la acțiuni mai dure, chiar și la violență. În afară de aceasta, activiștii cer cercetarea acțiunilor legitime ale miliției în ziua de 24 ianuarie, în timpul asediului edificiului Administrației Regionale de Stat Cernăuți, și reatestarea lucrătorilor din cadrul Direcției de Interne. Poziția sa față de organizație nou creată și față de declarațiile de rezonanță a reprezentanților ei și-a exprimat guvernatorul Mihailo Papiev. Aș vrea să știu cine a comandat o astfel de acțiune. În momentul de față, în corespundere cu legislația în vigoare, nu este înregistrată o astfel de organizație, sectorul de dreapta. Aș dori ca temperatura confruntării să scadă. În afară de aceasta, nu se știe dacă sectorul de dreapta, ce acționează în Kiev, îl recunoaște pe cel din Cernăuți. Însă pot garanta că toate întrunirile pașnice care vor avea loc la noi nu vor fi interzise. Vă amintim că la 7 februarie un grup de activiști au creat la Cernăuți sectorul de dreapta, din care fac parte organizația UNA UNSO, mișcarea fanilor clubului de fotbal Bucovina și grupul de apărare a drepturilor omului din Cernăuți. Întreprinderea Cernivții Vodocanal riscă să rămână fără asigurarea cu energie electrică. Din cauza datoriilor față de întreprinderea comunală Oblenergo, ultima a început să reducă din livrările de curent electric. Energeticienii au confirmat că dacă problema nu va fi soluționată, locuitorii orașului Cernăuți pot rămâne fără apă. Pentru reglementarea situației a fost convocată de urgență o ședință specială. Suma datoriei pentru consumul de energie electrică se cifrează la 45 milioane grivne. Această datorie uriașă i-a impus pe energeticieni să-și revadă relațiile cu întreprinderea comunală Cernivții Vodocanal. Chiar de dimineață ei au început să deconecteze unele obiecte ale debitorilor de la rețeaua cu curent electric, agregatele de pompare suplimentară și edificiile administrative ale întreprinderii comunale Cernivții Vodocanal. Exista riscul reducerii asigurării cu apă a orașului. Dacă situația în privința achitării datoriilor nu se va ameliora, energeticienii au promis să acționeze și în continuare în felul acesta. Prima etapă de conectare de la rețeaua de energie electrică este edificiul administrativ, căminul, rezervorul de apă curată și stația de pompare de pe strada Colomâisca. Iar etapa a doua prevede deconectarea stațiilor de pompare de pe străzile Cervonarmisca, Rusă, Vorobchevici și Pivdeno-Chilțeva. Pot rămâne fără apă blocurile cu multe etaje din cartierele locative. După cum ni s-a comunicat de la Departamentul Gospodăriei Comunal Locative, lucrătorii comunali contează să soluționeze problema dată pe calea egalării diferenței tarifelor. Suma minimă pe care urmează să o achite întreprinderea rețelelor de asigurare cu apă este de 1 milion grivne. După 3 zile de lipsa curentului electric în sediul administrativ al Serviciului Reșenesc pentru Utilitățile de Apă, în urma negocierilor dificile a fost totuși găsit un compromis. Oblenergo a primit prima tranșă de bani, iar Cernivții Vodocanal a început lucrul în ritmul normal.
25 de ani în urmă, trupele sovietice au părăsit Afganistanul. În Bucovina, ostașii afgani au cinstit memoria tovarășilor săi de arme care și-au pierdut viața în acest război, precum și a celora care au decedat după revenire la Baștină. A început cu parastasul oficiat la Biserica Sfântul Nicolae, apoi au fost depuse flori la mormintele ostașilor internaționaliști din cimitirile orășenești. Înainte de depunerea florilor la mormintele tovarășilor de arme, foștii ostași internaționaliști au asistat la parastasul oficiat în biserică. La războiul din Afganistan au participat circa 160.000 de ucraineni, dintre care 366 au căzut în lupte. Printre aceștia au fost și bucovineni. Nici până în prezent, foștii ostași afgani nu pot uita evenimentele din tinerețe. Toți au trecut prin focul infernului, pierzând prieteni și căpătând răni care le-au zdruncinat sănătatea pentru toată viața. Acești bărbați au văzut Afganistanul cu ochi de copil. Majoritatea aveau pe atunci doar 18 ani. Nimeni nu știa cu ce se va termina războiul, fiecare fiind gata pentru cea mai grea situație. Cei care au scăpat cu viață s-au întors acasă. Dar aici problemele nu s-au terminat. Nu ajung bani pentru tratament, lipsă de spațiu locativ și salarii mizerabile. Oficialii susțin că an de an situația se îmbunătățește, dar prea încet se face aceasta. După parastas, veteranii s-au îndreptat spre cimitirile din oraș. Camarazii lor sunt înmormântați în locuri diferite, dar aceasta nu este o piedică. Veteranii nu-și uită prieteni de arme. Important este că despre acești eroi să-și amintească și generația tânără. Înregistrarea de stat a drepturilor asupra imobilului se desfășoară după noi reguli. Ele prevăd simplificarea procedurii respective. Din ianuarie 2013, în Ucraina a început să funcționeze un sistem unic de înregistrare de stat a drepturilor asupra imobilului. În luna iunie a fost simplificată procedura înregistrării drepturilor de proprietate asupra sectoarelor de pământ aflate în proprietatea de stat și comunală. Începând cu data de 12 februarie curent, drepturile asupra imobilului sunt înregistrate conform unei ordini și mai mult simplificate. Până acum, cetățenii pentru înregistrarea drepturilor asupra imobilului se adresau personal serviciului de înregistrare prezentând dosarele necesare. De acum înainte există o alternativă. Cetățenii pot să procedeze la fel ca înainte sau să apeleze la serviciile oficiilor poștale Ucrposhta. De acum înainte, oamenii nu trebuie să vină din satele îndepărtate la Cernăuți, să aștepte aici când le vine rândul să depună actele, ci le pot trimite prin poștă. În afară de aceasta, a fost simplificată și procedura de înregistrare a drepturilor asupra imobilului în cazul lipsei sau deteriorării actelor inițiale. Până nu de mult, chestiunea dată nu era reglementată. Organele care până la data de 1 ianuarie 2013 nu aveau dreptul să elibereze duplicatele sau copiile documentelor pierdute sau deteriorate, printre care certificatul de proprietate asupra imobilului sau actul de stat de proprietate funciară, în prezent ca și serviciul de înregistrare, au aceste împuterniciri. Începând cu data de 12 februarie anul curent, la serviciul de înregistrare a Direcției Regionale de Justiție se poate primi informații despre bunurile materiale și din registrele care au existat până la 1 ianuarie 2013, adică din registrele birourilor de inventariere tehnică. Jucăriile care aduc la infirmitate. La spitalul orășenesc a fost operat un băiețel care a fost internat cu simptome de apendicită, însă în timpul intervenției chirurgicale, medicii au dat de 12 elemente ale constructorului pentru copii care au cauzat necroză a țesuturilor. Iată aceste elemente ale constructorului pentru copii, la prima vedere par nepericoloase. Timp de 3 zile ele s-au aflat în organismul unui copil mic și cu toate că sunt de dimensiuni mici, ele au cauzat daune enorme organismului copilului. Constructorul cu magnet a devenit o jucărie foarte populară nu de mult. Magnetul care unește diferite detalii au totuși o mare forță de atracție. După cum vedeți, ele se țin foarte strâns unele de altele. În cazul dat, copilul a înghițit anume asemenea detalii, elemente ale acestui constructor. Un băiețel de 6 ani din raionul Nouă Sulița a înghițit câteva detalii de acestea. Ele au nimerit în tractul digestiv, stomac și apoi în intestine, unde au și cauzat necroza țesuturilor.
În momentul spitalizării, i s-a pus diagnoza apendicită acută. E o patologie tipică. Într-adevăr, simptomele indicau la apendicită acută. Așa am crezut până în momentul operării. În stomac am văzut un conglomerat de asemenea detalii, care a și cauzat necroza intestinelor. Operația a durat o oră și 30 de minute. În prezent, băiatul își revine la normal în satul său natal. Peste câteva săptămâni, starea sănătății lui iarăși va fi verificată de medici. În regiunea Cernăuți, nivelul îmbolnăvirilor de bolile infecțioase ale căilor respiratorii a crescut cu 11%. Se apropie de pragul epidemiologic situația din raioanele Herța, Zastavna și Kitzmani. 65% din numărul bolnavilor de aceste boli infecțioase sunt copii. La Policlinica Orășenească pentru Copii am fost informați că în sezonul respectiv numărul copiilor ce suferă de boli infecțioase ale căilor respiratorii a crescut cu 10-15%. Ni s-a mai comunicat că anul acesta n-au fost înregistrate cazuri de îmbolnăvire de gripă. În legătură cu răcirea timpului se observă o creștere a îmbolnăvirilor de bolile infecțioase ale căilor respiratorii. În cazul îmbolnăvirii, cetățenii nu trebuie să se ocupe cu autotratarea, ci urgent să se adreseze medicilor. Până la sosirea medicului, copilului bolnav trebuie să-i se dea remedii pentru scăderea temperaturii și cât mai mult lichid. În regiunea noastră, în primele 6 săptămâni ale anului curent, în comparație cu perioada analogică a anului trecut, cazurile de îmbolnăvire de bolile infecțioase ale căilor respiratorii a crescut cu 11%. Este o creștere de sezon și, după cum afirmă specialiștii, ea este neînsemnată. Pragul epidemiologic în regiune n-a fost depășit. Apreciat în ansamblu, situația epidemiologică din regiunea Cernăuți este liniștită. În orice caz, este ținută sub control. Nu este depășit pragul epidemiologic și corespunde nivelului de sezon. Dacă e să vorbim de metodele de profilactică, trebuie să menționăm că în primul rând se face vaccinarea împotriva gripei. Atunci când apar primele simptome, este strict necesar ajutorul medical. Se poartă măști, se folosesc băsmăluțele de o singură folosință care conțin spirt. Cam acestea sunt mijloacele generale de igienă. În rândul bolnavilor care s-au adresat după ajutor medical și de la care au fost luate probe pentru cercetări, au fost depistate 15 cazuri de îmbolnăviri de gripă. La 10 dintre ei a fost depistată gripa de sezon A, H1N1 și în alte 5 cazuri gripa de grupa B. Pentru a deosebi virozele respiratorii de gripă, se cere să știm că primele evoluează prin ridicare temperaturii, dureri în gât, poate apărea tusa. În cazul îmbolnăvirii de gripă, temperatura este înaltă. Se simt dureri în tot corpul, pacientul poate să vomite. Anul curent, acțiunea panucraineană pentru o Ucraina curată va avea loc la 12 aprilie. Pregătindu-se către această acțiune, organizatorii ei au hotărât să antreneze sectoarele de stat, comercial și public, fiecare în parte contribuind la curățirea teritoriului bucovinean. Dar acțiunea nu se va limita numai la aceasta. Acțiunea pentru o țară curată pentru prima dată a avut loc în Estonia în 2008. În anul următor, inițiativa a fost preluată și de alte țări, iar în prezent la ea participă circa 150 de state. Scopul ei constă nu numai în curățirea mediului ambient, dar și în conștientizarea acestei necesități. Am dorit ca în fiecare familie această inițiativă să devină tradițională. Pentru noi este important ca ea să constituie un element al educației, să devină un exemplu de urmat pentru prieteni, ca aceștia să aibă o atitudine grijulie față de mediul ambient. Deocamdată, coordonatorii abia încep organizarea acestei acțiuni. Întregul volum de muncă a fost împărțit convențional între 3 sectoare. Sectorul comercial va asigura saci pentru gunoaie, mănuși, etc. Sectorul public va avea grijă de organizarea oamenilor, participanți nemijlociți la curățirea teritoriului, iar sectorul de stat va asigura participarea la acțiunea a elevilor și studenților de la instituțiile de învățământ și transportarea gunoaielor. La această inițiativă nu participă organizații politice și religioase. Anul acesta nu vor fi organizate subotnice, ci festivaluri ale curățeniei. La primărie orașului a avut loc întâlnirea cu reprezentanții organelor de stat, iar cu cei ai opiniei publice, la Casa Națională Ucraineană.
Am invitat Sindicatul Studenților, organizațiile publice. Nu este o inițiativă numai pentru activiștii ecologici din rândurile tineretului studios. Se planifică și organizarea acțiunilor de însoțire, orice inițiativă artistică și de distracție. Organizatorii încă nu s-au decis definitiv unde vor avea loc asemenea acțiuni. Important este ca să nu fie probleme în privința transportului. Точка на кемпингу там, ну, хвилин 5. Poate fi organizată la camping, la Iazul de lângă Spitalul Oncologic. Se poate ajunge și pe jos și cu transportul. Anul trecut, la acțiunea pentru o Ucraina curată, au participat 140.000 de persoane. Anul curent, la 12 aprilie, organizatorii ei contează la participarea unui număr dublu de cetățeni conștienți. La Cernăuți și-a marcat centenarul nașterii Iulia Dereveanco. În viața sa longevivă a înfruntat și războiul și foametea, a trăit și multe clipe fericite. Harnică, din fire și o mamă iubitoare, ea întotdeauna a dus până la capăt lucrul început. S-a născut doamna Iulia Dereveanco la 9 februarie 1914 în regiunea Lviv. În anii de război a fost evacuată în regiunea Ternopil, unde a lucrat la repararea drumurilor. În anul 1964, împreună cu familia, s-a mutat cu traiul în Cernăuți. În prezent are 2 copii, 4 nepoți și 2 strănepoți. Despre secretele longevității maicii sale, fiica ei spune următoarele. Ea niciodată n-a avut o comportare agresivă față de cineva. Întotdeauna a fost liniștită, calmă, ne-a educat să ne iubim unii pe alții și pe cei din preajmă. S-a dedicat totalmente și niciodată nu s-a gândit la sine. S-a gândit la cei apropiați, la copii și nepoți. A fost harnică și Dumnezeu i-a dat zile. Nu este atât de bolnavă. Pur și simplu nu prea aude și pășește greu. Au venit să o felicite cu prilejul acestui eveniment și reprezentanții autorităților orășenești. Povaga do takih людей, які стима față de acești oameni care toată viața au muncit și nu are importanță care a fost pe timpul lor orânduirea politică. Important este că au muncit într-o binele orașului, familiei sale. Grija de acești oameni este sarcina principală a oricărei puteri. În luna februarie își vor marca jubileul de 100 de ani încă 2 longevivi. Iar de la începutul acestui an, Iulia Dereveanco este a 6-a cernăuțeană care a sărbătorit un jubileu atât de respectabil. În total, în orașul Cernăuți locuiesc 11 persoane care au trecut pragul de 100 de ani. În Bucovina, vremea s-a încălzit. După gerurile aspre și viscole, în ultima săptămână, în regiunea Cernăuți, s-a instaurat vreme caldă. Ne putem aștepta la o primăvară timpurie sau la alte capricii ale iernii în luna februarie? O astfel de întrebare credem că își pune fiecare. Vremea din iarna curentă i-a uimit pe bucovineni prin varietatea sa. Deocamdată pe teritoriul regiunii nu se așteaptă mari schimbări. În perioada 16-20 februarie nu vor cădea precipitații însemnate. Dimineața și noaptea este ceață, iar pe drumuri polei. Numai în perioada 17-20 februarie sunt posibile precipitații neînsemnate, ploaie și lapoviță. Valorile termice noaptea oscilează între 0 grade și minus 5 grade, iar ziua între 4-9 grade de căldură. În zilele de 18 și 19 februarie de la 6 până la 11 grade de căldură. Vânt din sectorul sud-est cu intensificări de 5-10 metri pe secundă. Pentru Bucovina, aceste valori termice depășesc norma cu 2-3 grade. Cu toate acestea, sinopticii nu se grăbesc să declare că vom avea o primăvară timpurie. Nu pot declara că vom avea o primăvară timpurie. Vor fi și dezghețuri și valori termice sub 0 grade. După cum afirmă sinopticii, geruri mari nu vor fi, doar iarna se termină, iar odată cu ea și gerurile.